Dar Darek, Bogdan Nica, salutare! Băi, ce emoții am, să știi! De ce să ai emoții? Păi pentru că-s cu tine, da. Dar ne și știu că tu ești foarte dur, știu, tu ești foarte dur, glumesc. Deci sunt... nu, n-am emoții pentru că eu în general am prezentat niște chestii oficial din postura de director de spital, doctor, bla. Ți-a luat haina asta de spital, exact, nu mai poți să o dai jos. Nu poți să dai niște relații și să faci o glumă sau să scape o mizerie, nu merge. Uite, la asta nu m-am gândit. Nu, eu te știu de 20 de ani, mereu vesel, mereu poante bune de tot, că am râs câteodată. Și mie, când ți-ai creat un personaj, un avatar și ăla, să zicem că a prins la o parte de oameni, că au beneficiat de încredere, sau eu am beneficiat de încredere, că am început să spun tâmpenii deja, și încerci să fii tu, în particular, dar te uiți gândești... la camera asta și zic, parcă-s prima dată când eram la Vasilescu în emisiune la Alfa TV acum 1000 de ani, pot să vorbesc că nu mai există firmă, și nu știu, mi se vedea ceasul, ce, bă, ascunde ceasul, dar de ce, lasă-l de ceas. Au fost vremurile alea atât de idiote, noi ziariști eram cei proști, că noi am dat tonul. Eu recunosc că am fotografiat ceasurile de la mâinile tuturor politicienilor, dar pentru că declarații de avere erau bizare. Cu timpul am înțeles toți că, bă, și până și eu am un ceas bun, adică bunicel. Ei, ai mai multe ceasuri. Eu am ceasuri vechi, eu am niciun știu, nou. Știu. Adică cel mai scump ceas al meu e vreo 2000 de lei. Dar dacă era nou, costa o pălărie de bani. Exact. Da. Nu, dar să știi că valoarea unui ceas, dacă tot ai început cu ceasurile, eu nu, deci sunt niște ceasuri, niște oribilități, niște porcării. Mă, ușor, m-am TikTok-it de la o vreme, știi, mă distrez. TikTok-ul e foarte mișto pe ceasuri, nu știu. E mișto pe fiecare nișă pe care o urmărești, dacă nu ești dement. Adică... Pentru că eu am văzut niște prezentări, că sar de la alta, pe YouTube. Și cu serviceurile și nu, pe YouTube sunt niște băieți, niște englezi, mamă, să vezi cum demontează la Rolex-ul, fiecare șurubel, fiecare trezare. Frate, dar ține o jumătate de oră clipul. Da. Mă sună 20 telefoane și uite la ce mă uit. Ei, ăsta într-un minut îmi prezintă. Ei, și vezi niște ceasuri cu 7 diamante, cu 7 porcării sau cu un design care eu bad cu tine, mai bad decât mine sau invers, dacă ne punem, facem un mai mișto, pe bun. Așa, ei, și alea costă 50.100 lei. Frate, și văd niște ceasuri, deci mă uit la Timex, firma asta. Da. O să zic mai multe că sunt probleme. Da. Dar oricum e podcast. Poți să le zici pe toate. Deci, mă enervează porcăriile astea. Noi nu avem decât 5 reguli, ți le zic pe rând. Dacă nu-ți convine o întrebare, zici pas. Vorbim la pertu ca să ne arătăm oameni normali, pomenim ce branduri și ce povești vrei, n-ai limită, și ne învârtim în jurul al noastră și a Ploieștiului. Ei, deci Timex are niște modele foarte mișto. Sunt ceasuri care costă 500 de lei, 1000 de lei, alea cel mai tare. Da. Mecanica e bună. Eu am unul, m-am plictisit de el. Luminează noaptea, are o prosteală. Tissot scoate niște modele superbe. Da. Și dacă te uiți mecanismul de la un Tissot de 2000 de lei, îl găsești și într-un Longines de 10.000 de lei. Așa. E același mecanism. Nu știu că e mai rezistent. Că și Tissot, dacă e de crom, te duci și îl polișezi la un băiat. Da? Da. E, eu am altă chestie. Bunicul meu a avut un ceas mișto, care i-a rupt o limbă când era mic. Era un Omega din 1910. Bunicul meu s-a prăpădit până în 1939, unul din bunicii mei, dintr-o boală care avea 100 de ani, dă-te pe ce. Și culmea, ironia sorții, el a făcut radiografie în policlinica pe care am avut-o eu cândva. Pe strada Decebal numărul 5. Da, 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 da. Întâmplător i-am cunoscut strănepotul, care era proprietarul care mi-a închiriat spațiu. Ei, și radiologie e și acum acolo, e de 1930 ceva. Ce tare. Și el a avut pasiunea asta, a făcut niște bani, era un privat mic. Și bunica mea la fel, școală de croitorie și el avea taximetrie, 3 taxiuri, așmecher. Așa. Și bă, frate, când a dat omul de bani, și-a luat un Omega, tata, de buzunar, de argint. Și eu, în dobitocia mea, când eram copil, am demontat un Velia de masă, ceasul care îl trezea pe tata să vrea servici, l-am făcut praf. Au rămas 20 de șuruburi, 5, aveam 5 ani. Și nu știu ce am vrut eu să văd, avea limbile albastre Omega. Așa era modelul. Și mi-a plăcut mie cum e și am luat-o și mi-am pus-o pe jucărie. Tata nebunit că păstra ceasul, mergea. L-am mai întors, eu am rupt, dar cum fine, am făcut numai prost. Deci n-am fost cu minte când eram. Ei, tata a păstrat ceasul. Am descoperit că l-a păstrat și l-a aruncat. Ăla, un Telus și un Slava din 1965 și un Geneva din 70, le ținea într-o cutie. S-a prăpădit bietul tata până în 2015 și am găsit cutia. Uite pe ceas. Ei, din 2015 până acum, anul trecut am reușit să repar acel Omega care merge perfect. Doamne. 6 zile. Și de asta, mie îmi plac lucrurile vechi. Valoarea lor e valoarea care le dăm noi. Exact. Nu numai la ceasuri, și la mașini. Da. Sunt mașini foarte scumpe și care sunt nașpa. Și mașini foarte ieftine și care sunt cool. Sunt care ți-o fără bucuria. Și așa și oamenii. Sunt oameni bogați, care sunt absolut imbecili și idioți și constipați și nu poți să vorbești cu ei. Și oameni normali sau oameni care nu interesează bani, profesori, funcționari. Cunoște funcționari ireproșabili. Nu interesează. Să duce și cumpără un tricou de la
Cumana, 10 lei orice articol. Da, cunosc eu niște amintești. Își caută pantofi comozi. Și o mașină veche, dar marca care îi place lui. Nu interesează, viața lor e alta. Da. Și atunci, eu am un principiu simplu, că tot vorbim de noi. Dom'le, sunt lucruri scumpe care îmi plac și lucruri ieftine care îmi plac. Dar dacă am bani, îi iau pe la scump. Dacă nu, nu-l iau. Da. Îi văd pe unii disperați să arate că au. Deci mecheria e să trăiești de cât ai. Dom'le, fă-ți o plăcere. Eu am o nebunie cu jazzul. Da. L-am descoperit destul de târziu. Era ai rocker, tu știi foarte bine. Da. Era rocker, metalist. Da. Pur, dar am stat 3 zile și am cusut Iron Maiden pe o geacă de piele de aia, Mampel de Târgu Mureș din 80 și toamna. A ieșit perfect. Am vrut să fac și căpățânea de la Maiden, frate. Am înnebunit și atunci am scris altceva acolo. Da. Ei, cu geaca aia am distrus-o căzând după motocicletă. A fost ultima dată când am mers pe 2 roți. Deci am stat vreo 2 ore în spital, în fine am scăpat viu. Deci Bogdanica de azi e cu totul altceva decât ce era cu 30 de ani, să zicem. Nu, eu sunt la fel. Mi-am schimbat gustul la muzică. Am îmbătrânit, recunosc. Chiar dacă mă zice, hai bă, vârsta e un număr. Nu, e un număr al dracului, dar știi cum am o vorbă. După 50 de ani sau după 55, nu râde că o să ajungi, da. Fiecare ne ca la câine, face cât 7. Deci e nașpa. Crede-mă, simți anul ăla, între 40 și 50 ești leu. Între 50 și 60 eu vă să încertă. Bă, nu ești nici tânăr, nu ești nici chiar bătrân, nu ești pensia, ești, ai cuvântul care am văzut la tine, bătrânel. Da. Nu bătrân, bătrânel. Uite, tu ești pregătirea asta medicală. Deci cumva e foarte important, din perspectiva mea. Tu te uiți la un bulevard, să zicem, nu un bulevard, o groapă, o secție de aici. Și zici, ne trebuie 3 ani să o renovăm sau să o facem. Tu știi cam cum se deteriorează un bolnav de boala care putea fi tratat acolo în 3 ani? Adică tu sezizezi altfel urgențele. Nu, se ține cont de treburile astea când faceți ceva sau nu? Sau depind doar banii? Nu. Că lumea, în principiu, lumea nu înțelege de la guvernarea noastră, în general. Nu înțeleg nici eu de la unii, nimic. De ce nu se întâmplă lucrurile în ritmul cuvenit ăsta omenesc, în ritmul nostru? Stai să o iau mai încet, că eu am un defect, condensez informație mult în timp scurt, Okay. Se plictisește lumea nici și... Nici nu am apucat să prezință, știi? Nu, da. Ok, e bine decât să îți facem... Îți strig rating-ul la podcast, că să trebuie. Deci ideea e următoarea. În multe țări, oamenii sunt tacticoși. Eu am mai fost pe afară, recunosc, okay. Am mai plimbat, îmi place. Și fiind tacticoși, ei beneficiază de o infrastructură și de un staff care poate să dezvolte infrastructura, școlit, trăinuit, din generație în generație. Cu experiențe anterioare? Au mai pus tramvai, au mai pus... Nu numai asta, dar există castele lor, casta de funcționari, casta de constructori, okay. Casta de avocați, au așa, caste, au găști, au ghilde, au ce vrei tu, tradiții, ceea ce la noi s-au cam bulibășit și lucrurile după Revoluție. Asta e o dată. Deci ai oameni care vor să facă, să împlindă bune intenții, dar n-au background-ul ăla în spate. Okay. Și de-aia ei de multe ori greșesc. Bun. Pe de altă parte, la noi, lumea vrea ieri. Românul e grăbit. Totul se întâmplă pentru în viteză. Ținem de 30 de ani pe nașpa. Adică, da, uite, eu îți dau niște exemple concrete. Eu aș zice că e necivilizat în modul în care cere, că impune, că urlă, de parcă ar depinde viața lui. Poporul este suveran. Da. Poporul a fost mințit. Știi că poporul are dreptate și când greșește. E un principiu de bază al democrației. Da. Prin ce face? Da, că dacă democrația e o chestie imperfectă și incorrectă de multe ori, de cel mai bun sistem inventat de rasa umană până în prezent. Da, dictatura, indiferent că e... Există niște partizani ai dictaturilor de dreapta. Aș dau niște exemple stupide. Și eu de mult vreau să-mi exprim părerea asta. Uite, domnule, Salazar și cu, nu mai știu, Franco în Spania, că au dezvoltat. Frate, dar voi știți cum s-a rezolvat țările alea cu un guvern normal? Câți oameni au murit în pușcării? Da. Cum au păstrat colonii până în 75, au călcat pe ea în picioare? Nu mi se pare normal. E vorba pe care uite, partea istoriei, că Spania era pe partea bună a istoriei. Da. Noi, dacă am fi continuat, să nu fi avut comuniști și monarhie, nu era sigur că ieșeam bine. Discutăm și asta, da? Revenind la ideea de bază, că am făcut o digresiune și nu știu. Nu știu de unde am plecat. Am plecat de la, dom'le, de ce se întâmplă greu? Hai să spun. Și ți-o spun din experiență personală, nu din a mea, ci experiența mea în administrație. Bună sau rău, analizează alții, eu nu știu, eu m-am străduit să fac bine. Uneori a și ieșit. Și spun niște lucruri. Dom'le, am avut aici un proiect mare. Un proiect finanțat de Comisia Europeană, numit Unitatea prin Urgență. Mare, frumoasă, avizată de toți, pornită în fanfardă, fost acum conducerea Consiliului Județean, de Bogdan Toader. Un lucru bun.
Că era nevoie. Era un lupu care tot să cojea, tot să dărâma, tot să paradea. Făcut fără experiență, pe un heirup politic, de unii cu alții, o prosteală. În fine. S-a blocat. A venit pandemia, nu mai venea nimeni. Că bătea vântul și îți băga COVID-ul în nas. Ei, ne-am străduit, nu-ți imagina, niște eforturi inimaginabile, pentru că să lucra de acasă. Nu erau oameni acolo. Când dădeai de unul semneze, făcea la COVID, dispărea două săptămâni. Am înnebunit cu niște oameni de mare caracter și de mare parte din finanțare sau din... Am reușit să-l repornim, că murea. Era un proiect care era murea. În grupa era oprit un an, pa. No. A repornit. S-au certat contractori, subcontractori între ei. Curent slab, curent tare. Am învățat la căcaturi. Că nu mai știu eu de mine. Deci, de unde pleacă? Știam și eu, domnule, unde pui un aparat Röntgen, că am o expertiză pe medicina muncii și atunci știu ce trebuie să aibă, iradiere, ecrane, prostele de genul ăsta. Plus că am avut firme și acolo trebuia să faci circuite, spații, am mai lucrat și în alte părți, mediu, ANPC. Dar eu n-am, cât am învățat. Ia cu apă, ia cu apă că nu grăbim. Nu-s răcit, n-am COVID, n-am gripă, doar orice vine avea, primăvara. E mai puțin decât ce vine primăvara, dar nu, dai niște. Vine primăvara și apar diverse chestii pe un pom și atunci mai tușești. Da, așa e orice fumător, că polenul... Pe ce era să zic, da, că încă mai fumez și n-ar trebui, da. Ei, și de asta spun, am reușit. În momentul în care lucrurile începeau să meargă liniar, a sărit în aer piața. Fierul de 5 ori, betonul de 6 ori. Războiul, da. Nu mai aveau ăștia băieți. Crede-mă, aici au fost muncitori din Nepal, din Pakistan, angajați de firmele care luați contact, nu le schimba nimeni. Mi-aduc aminte de momentul ăla. Rău, rău tare. Am rămas surprins, plăcut, că ziceam, bă, nu mai sunt românii noștri care fac vile și blocuri și cartiere în Germania, până în Anglia, de unde mai luăm oameni? Băieții ăștia mici și negri asiatici, foarte buni. Foarte buni. Au foarte harnici. Da, au etica muncii. Ei, și românii nu sunt buni că muncesc pe alături de trei ori mai mari afară. Da, necazul, știi care, îți dau un exemplu. Că aici te împiedici între ordonanțe, hotărâri de guvern, îți dă voie să mărești prețul că s-a mărit piața. A fost o chestie care dacă o lăsai. Tu vii și licitezi în 2019. Da, și nu mai poți să duci. Și ai de 5 ori prețul materialelor în 2020. Păi ai plecat acasă, că vii cu bani în buzunar. Da. Și atunci toate astea trebuie să le faci. Să le faci legal, că funcționează. Aoleu, vine de neau, mă ia, vine drag. Băi, stai, că n-ai furat, de ce să te ia? Fă-o legal, nu fă pe lângă lege sau pe sub ea. Ei, am reușit. Și suntem la o lună, am reușit să dăm în primire o parte. Lumea a rămas ca la dentist, eu îi văd. Înainte venea unul pe ăla, te comporți, știi cum e, când te duci într-o șatră, te comporți ca în șatră. Când te duci la operă, te comporți ca la operă. Ei, lumea venea în dărâmătura aia, care a fost și distrusă în COVID. Au și scris pe pereți, oamenii noștri, prieteni noștri români. Știi cum e, Ion was here, when is Ion now? Era să zic o răutate în fior, măcar a scris corect, adică... Da, deci asta îmi place de mult. Mi-a mai zis un tip o chestie mișto, o zic în engleză pentru vorbitorii engleză și traduc pentru nevorbitorii de engleză. Romania is the Mexico of Europe. They try to build a wall. We stole the bricks. Da. Deci România e Mexico Europa. Au vrut să ne facă și nouă un zid. Au furat cărămizile. Da. Cam asta e. Din păcate. Cu toate că sunt români cinstiti și români care muncesc și eu lucrez cu ei și e bine. Ei, lumea când a văzut chestia asta înalt, frumos, Chicago Hope, iar... Civilizat. Da. Băncuțe. Nu stau în picioare în rampă. Au început să poartă mai civilizat. Dom'le, îi văd mult mai... Plus, am mărit personalul ăla. Chiar dacă lumea zice, dom'le, ați făcut, ați dres, dar la oameni n-ați umblat. Ba da, umblăm și la oameni, dar nu se vede. Și nu merge ca la cărămizi, durează mai mult. Nu, nu, nu. Da. Plus că dacă unul s-a angajat cândva pe niște criterii care mie îmi scapă, nu știu, care erau criteriile, de carnet de partid, de șpagă, de ce vrei tu, ăla era bovin în prima zi și ăla nu învață nimic, e la fel de bovin și de rumegător și după 3 ani. Dar ăla n-ai ce să faci. Vrei să-l dai afară? Am încercat. Bă, te curcă legea. Eu mă uit și citesc cu mare atenție comentariile, mai ales ale haterilor. Dom'le, hai să vedem. E un flăcău care stă într-un subsol de partid cu un laptop și știe că des mă duduie? Sau e un om foarte supărat? Marea majoritate sunt oameni foarte supărați și eu înțeleg. Okay. Ei, și atunci zic așa, mă, hai să vedem ce vreau, mă, asta e adevărat? Și descoperi că e adevărat. Și atunci iau măsuri. Și măsura a fost așa. Am avut o situație, două persoane, abatere gravă de la ce vrei tu. Comisia de disciplină propune a treia cizmă. Le-am reziliat contractul de muncă. S-au adresat instanței și unul dată instanță a constatat că s-a încălcat articolul, paragraful de regulament european al pește prăjit, nu numai că mi l-a adus înapoi, dar cu 10% de salariu, cu sporuri, dar m-a pus să le plătesc și pe anul cât a durat procesul, unde n-au muncit. Asta e hotărârea instanței. Bani din buget. Ei, în momentul ăsta, oamenii ăștia vorbesc.
și alte lichele și putori. Că nu poți să le zic altfel. Poți zic, domnule, nu vorbește elegant, doctorule. Păi cum vrei să-i spun unui om care nu-și face treaba, care lasă un bolnav incapacitat să stea în propriile dejecții? Mi se pare că omul ăla nu-ți place să faci chestia asta? Du-te acasă. Poate e una săracă care vrea să muncească și care nu te deranjează că îngrijește de un bătrân sau de un bolnav care e operat. Da? E. Sau stilul ăsta. Mai sunt câțiva, dar mai puțin. Doctor cu stilul ăla de doctor de la stat, să te pună la punct, să te certe. Nu ai venit, te doare ceva. Păi vine un nene sau o tante și mă ceartă. E el mare doctor. Păi bun, nu zic nimic, înghit gălușca. Frate, dar dudui, cam unde? Cam Facebook-ul, cam telefonul, cam Instagram-ul. Dar după mine e o greșeală imensă. Dacă oamenii în loc să scrie pe Facebook și ar folosi drepturile, dar se plânge oficial. Hai să spun ceva așa, asta e tipic, o să zic, băi, nu începe și tu ca virgulă Cârstoiu să vorbești numai de profesia ta medicală. Nu, eu spun că lucrul ăsta îl discut cu alți prieteni care ocupă diverse funcții vremelnice, că funcție e vremelnică, caracterul sau, mă rog, sărăcia rămâne. Ideea e așa, dumne, îmi scrie ala pe mesaj personal Lili Floare, că nu stă numele, are un cățel la profil, rahat. Și zic, bă, dom'le, faceți-mi o hârtie scrisă. Nu vrea. Sau un mail, uite, ăsta e mailul meu. Eu am făcut un experiment la niște amici din presă, am zis, bă, uite, dați mailul meu de serviciu public, în 3 emisiuni, în 5 articole. Da. Să-mi scrie mie, dom'le, n-aveți încredere, registratură, e vreuna care sună și ce bă, vezi. Oamenii să te la sume o plângere. Dom'le, mie personal, e al meu, nu-l deschid decât eu pe acest telefon. Știi cât am primit în 2 ani? 2 mail-uri. Amândouă justificate, pe amândouă s-au dat sancțiuni. Altul îmi spune așa, dar de ce nu reclami? Prima ta ești manager, ești politic, azi ești mine, nu ești, ăla rămâne. Păi mai vine la internare cu tata. Ei, da. Ei, asta se întâmplă la mine, se întâmplă la mine, la locul meu de muncă, că nu e spitalul meu, nu e al lui mama, eu sunt administrator. Da, au zis unii, domnule, mai ce la mine. Eu încerc să zic că sunt într-o familie, sunt într-o echipă aici și zic la mine, la spital. Nu înseamnă că l-am luat pe persoană nimic aiurea la mine. Ba da, am primit. Bine, în momentul ăsta super pe oricine cu orice. Adică sunt de acord, nu. Sunt oameni care se supără că respiră. Da, nu m-am mâhnit și ofensat. Da. Și... Ei, trecem peste asta. Și văd că același lucru au. Eu am ținut legătura cu foștii mei colegi de la NPC. Păi frate, dacă e o chestie așa mare de lanț, da. Păi dacă e în cartier, nu. Că la cine știe, vine, poate zgârie mașina, poate mi-i mai dă pâine pe caiet, nu știu, nu înțeleg. Okay. Deci ar zice, dar n-ar zice. La fel și la poliție. Am nenumărate situații în care a fost vina unuia că a dat peste alalt. În momentul tamponării, ăla are un cucui. Casa de asigurări nu plătește dacă îi dăm vina lui Vasilică, care n-avea asigurare și mai și băuse o cinzeacă, un cucărț înainte. Ei, și atunci eu trebuie să deschid acțiune să recuperez banii. Da? Inițial mă finanțez de la casă, îmi finanțez cheltuielile de la casă de asigurări, după care eu trebuie omul respectiv să îi dau bani, da? Și trebuie să plătească vinovatul. Aia ajunge să înțeleg. Și eu am muncit cu juriști, la fel toate instituțiile publice. Ei să înțeleg până la urmă. Ta-ra-ta-ta-ta. Ca la divor. Ta-ra-ta-ta-ta. Mai bine, la notar că avocatul e scump. Ei, când ne-am trezit și când știi sigur că ai dreptate. Eu asta îi sfătuiesc pe toți. Când știi sigur că ai dreptate. Mergi până în pânzărbe. Frate, mergi până în pânzărbe și asumă-ți niște riscuri. Niște costuri. Niște costuri, dar știi că ai dreptate. Când ai așa o părere sau te-ai enervat unul că n-are freză sau că are un ceas prea scump sau că, nu știu, a tușit când a vrut cu tine și o chestie de ață, mai bine gândește-te dacă a greșit, te lasă, mai dai o șansă. Eu asta am spus la toți. Ei, ce văd eu? Ce se întâmplă la noi în târg? Așa, așa. Noi suntem apropiați de generație. Bă, eram mândru că-s ploieștean. Da. Și de ce eram mândru? Pentru că era orașul, chiar dacă e născut în Haimanale, actualmente în Caragiale, grea durere, stă cu spatele la bere. Da? Da, da. Unde e statuia, e și berăria. Frumos. Da, da. Ei, e Caragiale, frate. Este, încă suntem acolo. Doi. E, chiar dacă e născut în Blejoi, a stat în Ploiești. Era Radu Tudoran și Geo Bouza. Corect. Sunt ai noștri. Toate e Nichita, mă. Sus, da. Bă, e Nichita. Corect. E Socolescu. Și așa mai departe, am zis numai câțiva. Și acum orașul ăsta m-am uitat și eu, am dat un search. Bă, cea mai mare șaorma și țancă uragan. N-am nimic cu el, da. Cu Velicu, să mă audă. Dar e alt nivel de... Frate, și Bogdan de la Ploiești. Adică Bogdan, nu tu, nu eu, ăla. Da. Ăla cu Romina Viața. Dom'le, foarte bine, e o muzică, poate ne pilim într-o zi și punem și noi pe... Nu știu. Poate să iubești două femei, ne-o place. Zic și eu, până absurd. Eu sper să nu ajung în punctul ăla de ramolisment.
să dansez pe Bogdan de la Ploiești. Adică păi nu, nu, pe, nu, pe la nu pe nicio. N-am nicio treabă, poate la nu le place sau pe nici cu țancă, era gheboasă, trap. Mie încă curge sânge din nas de la muzică proastă de orice fel. Da? Da. Pentru că ai vorbit de șansă. Reveni. Da, da. Reveni. Reveni, da. Păi, revin la tot tu, mă. Deci, eu nu pun nicio întrebare. Deci, orașul ăsta, al lui Nichita, al lui Caragiale, al lui cine vrei tu, a ajuns celebru prin cea mai mare shawarma. Prin, pare că Ploiești a dispărut, da, de pe hartă. Nici măcar dacă întrebi ploieșteni noi, fie că s-au născut de curând, mă rog, milenial sau cum, da, se spune, noi suntem generația X, da. Da, adică suntem cromozom deja. Da. Așa să spun, am aflat și eu că sunt generația X, între, okay, 60 și, da, 75. Eu credeam că sunt o generație mișto, nu X, dar, da, înțeleg ideea. Da. Nu știu, okay, poate ăștia ne consideră niște tatai de norociți și perverși, dar ca idee. Da. Ce zici de ăștia mici? Ce să le placă la orașul ăsta? Nu știu de ne. Păi ascultă, am întrebat. Fiul meu e tot medic, e dentist, își face specializarea, cum am bucurești, în fine. Și are o gașcă foarte mișto, de copii cu minți, care învață, doctor, inginer, mă rog, tot eu gășcuț. Și mai fac un grătar pe la bătrânul pe acasă, eu le fac fripturile și lasă-mi pace. Ei, și mai întreb, mai sunt și eu curios. Dumne, dar nu știe niciunul cu aia, cu întorsul, ca la Ploiești? Nu. Nu. Bă, frate, era o linie ferată și întorcea la trenul, că nu avea buclă. Asta e tot. Nu. Și mai a doua explicație. Care tren? E mai a doua explicație. Când mă întrebau unii, bă, cum să ajung pe la tine unde aveam eu policlinică? Bă, zic, vii lansat pe DN-ul, treci drept de giratoriu, o întorci ca la Ploiești pe la gară, da, da? Și lasă foarte în giratoriu. Da. Așa era odată, nu știu cum ții. Da, știu. O întorci ca la Ploiești și intri pe bulevard. E, bulevardul cu Castani, frate, am văzut asta vară. Erau niște dorei. Bă, legaseră niște plase cu sârmă de pomi, mă. Bă, de ani de zile nu găsește un o soluție să nu se mai cacarisească păsările pe băi, nu poți. E frumos bulevard, dar nu poți, frate, de ce ori? Deci du-te acolo, că deja te-ai albi la păr. Da, Ploiești are problema asta de 10 ani. Păi nu, dar sunt niște prosteli 20. Cu ultrasunete, da, infrasunete, nu știu. Da. Văd și eu, Maria Hilfeștrase în Viena. Păi și au ciori. Roma are ciori. Unde-s găinasurile, mă? Eu am o explicație, nu o să-ți placă de nicio culoare, pentru că este... Noile generații de care vorbești tu nu mai simt nevoia să stea 8 ore pe o bancă în parc. Să ducă fiecare tipă să o tragă de țâțe pe banca aia din parc, mă rog, să o sărute. Ăștia petrec foarte mult timp ei, cu telefoanele lor, cu în online. Stau acasă, nu-i interesează nici că tren, întoarcem ca trenul, nu-i interesează nimic. Parcurile sunt goale. Mai vezi copii în parcuri. Tineri și adolescenți nu prea mai vezi. Ies în locurile lor, ale lor, ascultă doar anumită muzică. Nici brand-uri locale. Da, s-au stratificat. Dar șmecheria că o parte din ei au ajuns la vot. Și o să ai de-a face cu ei. Că trebuie să ajungem aici. Știi care e problema? Și dacă îmi dai și o șansă, cum l-ai dat angajaților, să spun și eu niște întrebări, da, ar fi minunat. Pot să spun. A, acum începem. Dacă nu te deranjează, am vorbit 20 de minute despre ce vreau mușchiul tău. Da. Lasă-mă să te conduc. Așa. Ok, ias. Deci, în primul rând, aș vrea să înțeleagă și oamenii ăștia de ce vorbim noi doi. Adică să povestim despre tine. Un pic. Doctor, la bază, da? Cu armata făcută? Da, multă armată. Și afaceri, și joburi în administrație, și locală și națională. Deci ai fost... Locală foarte puțin, dacă nu consider, da, mandatul ăsta la spital. Am, da, fost 3 luni consilierul Adi Dobre. Ai fost la DSP? Am fost director de DSP de 2 ori, o dată, da, mai mult, o dată mai, da, puțin. Ai fost, da, senator? Ai fost, n-am fost niciodată, am fost candidat. Ai fost candidat. Era să fiu, la 1900. Da, a fost Savo locul meu. Okay. Nu locul meu, Savo Avures de la PSD, în fine. Da. Trebuia să iasă 3 din 4 și, da, a ieșit... Și n-a ieșit restul. Nu, 2 din 3 și a ieșit Bădescu și cu Savo. La mine PNL-ul n-a vrest. Da, știu. Aici și menajerea. Da. Neimportant. O, da, policlinică faimoasă în Ploiești? Da, în care, cu toate că nu crede nimeni, în 2020, am constatat că e un capitol pe care l-am încheiat. Și am vândut. Și mi-am vândut la acționarii mei părțile. Foarte bun. Și am făcut un laborator care a mers foarte bine până când n-a mai mers. Adică n-a mai mers că... A dispărut contextul în care merge. Nu numai, dar au apărut foarte multe laboratoare de rețea cu care nu pot să concurez. E ca, da, și cum eu sunt magazin de cartier, dar butic. Și te bați cu Carrefour. Nu jec și mă bag cu Carrefour, nu pot. Da. Și am zis, decât să stau să duc chiar o bătălie în condiții în care eu am și o funcție publică. Nu e ilegal, nu eram administrator, okay, dar puteam să gândesc ceva. Și familia mea să duc această bătălie, am strâns banii la Teșchera și ținem resursele pentru junior. Eu am făcut ceva, să facă și el. Așa. Ei, cam asta e ideea. Bun. Lasă-mă să continui. Soția ta e tot medic? Nu, soția mea e chimist. Chimist, dar tot în zona medicală? Da, e chimist medical. E chimist medical. 17 ani, spre județean la UB. Fiul tău e tot în zona asta? E stomatolog? Adică, da, a terminat de 2 ani stomatologie și face rezidențiatul la București. Așa. Unde și stă, de altfel. Ai fost
tot timpul afiliat sau conectat sau în preajma PNL-ului. N-ai avut un traseu de la în zigzag prin 10.000 de... Am avut și eu niște ieșiri. Ai avut derapajele? Nu, nu, eu nu le zic derapaje. Am niște ieșiri din partid simple. Bă, și convenea manager. Nu, nu, nu. Treaba e foarte simplă. Eu m-am înscris în sediul ăla de PNL, nu știu, un calul, cu ce era pe 90, pentru că eu când am auzit că s-a terminat cu comunismul, eu nefiind membru de PCR, n-am fost niciodată, am fost un fel de utecist, când ne puneau aia, nu știu ce. Erai obligat să fii. Nu știu, era, dacă nu erai bețiv sau hoț, te făceau da, utecist. Da, exact, dacă da. Nu aveam cazier, te făceau aia utecist la da, școală. Da. Și n-am avut funcții, pă. Nu, asta poate nu e o laudă. Mă rog, nu, unii poate cum merită. Adică era un cetățean normal. Asta eram un om normal, un student liniștit. No. Și în 90 am avut ocazia, când eram copil, să-l cunosc pe Mircea Ionescu Chintu. Era prieten cu un unic de-al meu. Și se mai întâlneau ei pe acolo, tot pe strada pe care am copilărit. Eu venea și domnul Chintu. Și eu știam de el. Nu știam cine era Radu Câmpean, nu știam cine era, de unde să știu. Mai citeam și eu un Palimaciu, un Figaro Magazin. Ei, că fac o divagație, că e important. Și l-am văzut într-o zi în oraș. Domnul Chintu, eu sunt Bogdan, mai știți, nepotul lui Atic. A, da, da, da. Unde mă înscriu și eu în partid? Păi tu ce ești, student? Păi hai să te scrii la tineret. Păi mă scrii la tineret. La 7 etaje, era un sediu mic, unde vindeau unul televizoare, dar și partid. Da. Păi am plecat înapoi la școală, eram student la Cluj. Și acolo era un nene cu nume foarte sonor, președinte la vremea aia, nu știu dacă a fost bun sau rău, când mă cinte. Vaida Voievod, a fost cândva și un primit. Da, da. Era președintele organizației. Ei, și asta la coadă, vreo 6 ore să-l votez pe Câmpeanu. În condiții în care votau studenții, elevii de clasa 12. Deci ai simțit povestea asta cu politica de vreme? Da. Păi cred, nu m-a durut în cot, sincer. Nu știu, aveam eu o fascinație așa pentru liberalism, că avem voie, că suntem oameni liberi, că nu mai ne punem... Asta sunt lecturile de acasă. Da, părinții mei, părinții mei, dacă poți. Eu am avut niște rude, tata a avut niște veri, deținuți politici, liberali, mă rog, am avut ceva în familie. Deci chestia asta chiar contează. Da. Ei, asta a fost poate, eram, să zic, 10% din Cluj, n-a votat cu Funar sau cine Dumnezeu, candidat. De asta eram tine. Când am ieșit să manifestăm poveștile alea cu la Palatul Cotroceni, cântă cu Veaua, Iliescu și a lui, bla bla bla, în alegeri 90, muncitorii de la Cug, că ea Cug în Cluj era cei IMGB în București. Au aruncat cu bani și cu pâine în noi. Da? Deci am trăit și niște momente mai Coreea de Sud. Da, a fost rău atunci. Era lumea le-am făcut figura, era o porcărie de statuie a memorandiștilor, o mizerie care a făcut, nu știu ce, primar comunist. Habar n-am. Deci ceva atât de urât, cum, nu știu, poate numai Casa Sindicatului. Deci, ce am vrut de clădire de plăci? Da, așa e. Deci nu te supăra. Da. Casa Albă mai are ceva de Le Corbusier. Bă, da, Casa Sindicatelor, e, nu știu, e o erecție ratată, nu știu ce vrea să fie. Nu știu da, ce e ceva la care e început și nu s-a mai lucrat. E ceva mai urât decât Teatrul Național de București. Și aia e o porcărie. L-au spălat. Acum, da, zon, cum era. Statui, a, da, cum era. Da. Ei, și... Mă pune stilul ăla pagodă, mă. De la nu, prietenii Mao. Da. Da. Mă rog. Stai că m-am senilizat, nu mai știu de unde. Vorbeai de așa, la... și vorbeam de liberalism. Da. Ei, și le-am tras-o rău de tot la comuniști așa. În Cluj, pentru că a bătut România-Argentina, dacă ți-a cel. Da? Cu un gol superb, Ilie Dumitrescu. Da. Și scria acolo, cu tare, Popescu, Georgescu, Ionescu, amestecat să ieși niște comuniști. Bă. Sau sui niște nebuni de colegi de-ai mei, unul e chirurg, unul e ortoped, unul e plecat în Franța. Și au scris Ilie Dumitrescu. Monumentul ăla comunist, ilenin, știi, da, porcărie da, da, de aia. De... Da, 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 da. Deci au rămas aia ca la dentist. Erau gardienii publici. Se uitau, ar fi dat jos, dar vedea că-i bate lumea. Da, aia treceau și aplaudau. Da. Asta am făcut noi studenți. Noi cu Cioveși, ăștia erau studenții maghiari rocker. Le spuneam noi Cioveși. Noi cu Cioveși. Cioveși le spuneați? Cioveși. Nu Coveși, Cioveși. Aia mi se pare foarte interesant. Nu știu ce înseamnă. Așa spuneau ei și așa l-a zis noi. Eu trăind în lumea asta... mai mult sau mai puțin boemă din Cluj în anii 87-90, mă întâlneam. Noi încercam să facem și noi ceva muzică, niște tâmpiți. Nu cred că ai avut trupă rock. Ai avut trupă rock? Nu, am fost membru într-o trupă, nu vrei să știi. Ce trupă? Se numea Treponema și 7 gonococi. Dar eram 3. Unde sunt gonococi? La purtător. Am încercat odată la un fax, Festivalul Artei și Culturii Studențești, să scoatem un priest, un reaper. Imaginează-ți că eram vocalist. Am fost patetic. Ei, în sală, în juriu, era... Ai voce de cântat, adică ai grosimea aia. Da, era Paul Ciuci și era și Iuliu Mercă, Dumnezeu să-l ierte.
Și după aia ne-au luat ăștia la o bere la Bianco Nero, la Echinox, la porcăria aia de cârciumă pălăți, bere Napoca, actualul Ursus. Și a zis, bă, copii, sunteți de căcat. Duceți-vă la școală. Și atunci s-a terminat cu... Am rămas să ascultăm plăci și deci să... V-au dat o evaluare. Noi ne credeam, domnule, ne credeam... Ce, eu m-am cru, adică... Bruce Dickinson cu cine vrei tu. Nu, a fost o chestie în anul întâi. Toți eram cu geci de piele, toți eram motocicliști, în fine. Și toți am ajuns doctor și l-am ascultat pe Iuliu Merca. Roata de foc s-a învârtit și am rămas doctor. Nu. Ai o chestie foarte tare asta. Rockereala... Da. La care n-ai renunțat nici după ce ai aflat că nu ești bun la muzică. Nu, n-am putut. Am făcut și eu de asta, dar cumva mai king, mai imoral decât ta. Eu am aflat foarte devreme că n-am muzică, n-am nici ureche, se pare. Adică eu chiar n-am ce căuta. Dacă mergeam pe munte Trugașcă cu un chitarist foarte faimos, un tip Miță care a murit ulterior, eu îi ceram de fiecare dată să mă lasă să-i duc eu chitara peste rucsac. Ăla nu prea înțelegea ce e bună de asta. Deci știam că după ce ajungem în cabane, în campusuri, tipele se uitau după ea cu chitară. Și agățam cu chitara lui Miță. Și bă, stai că mă doare mâna, stai că n-am la mine pana. Tu cu chitara și eu cu Iju. Tu cu Iju? Da. Ai avut Iju? Mamă, ce motocicletă. Era să l-am. Până am căzut după ei și am vândut. Nu. Era să l-am. Plătiți-mă parte din mine, în fine. Cât timp ai fost motociclist? Bă, pasager pe motor până mi-au dat ăștia permisul vreo 2 ani. Motociclist 6 luni, după care 4 roți sau avion. Nu. Da. Ideea e următoare. E foarte mișto motorul până e o trântă. Bă, după ce ai luat o trântă de aia adevărată degeaba. Și ești adult și numai, nu e o durere care ai întâlnit-o și săptămâna trecută, că atunci când ești copil. Problema a fost că după ce ai luat o trântă m-a ridicat, julit, în fine, aveam haine de iarnă, nu eram arăbit. Dar m-a urcat și nevastă-mea a doua zi. Am luat cu trenul până în Ploiești și aveam niște prieteni. M-a urcat nevastă-mea pe jos până la cotă. Păi era să mor a doua zi. Deci... în fine, nu mai contează. Problema a fost una tare că... E mișto pe motor, dar să-i vezi pe alții, nu știu. Da. E foarte mișto senzația. E o chestie, ești liber, îți dorești. Am colegi aici în spital, medici extraordinari, motocicliști. Domnule, îmi fac cruce și respect. Unul a luat o trântă, altul a luat coaste. Bă, 50 și 60 și oamenii sunt în generația... Păi dacă prinzi microbul, nu-l mai lași. Da. Vin cu motorul la servici, ce ai băieții? Și bă, sunt ăștia adevărați, adică okay. Nu vreau să-i numesc fără permisiunea lor, dar poate să-i numesc. Dar, odată, deci faptul să fii motociclist, să fii rocker, să fii, e o chestie de libertate pe care noi, generația aia care am prins pumnul în gură da. Și la școală așa și în facultate, da. Am simțit-o. După care ne-am mai calmat, ca oricare între noi. La noi, drogul cel mai tare era păhăruțul de vodcă. Nu așa. Știam ce e aia, iarbă, așa. Cuie, prostii de genul ăsta. Dar când aveam chef să facem un chef, să știa, Stalișnea sau Viborov, aia era da, aia maxim. Era. Da, da, mai era una care se vindea la niște doze mici așa de hârtie, le purtam în buzunar de pe rucsac, îți iau Motorola. Da, mă, știi, băițui că l-aplic, hai că da, cântă... Da, da, așa, da, 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 da. Știu. Hai să ne întoarcem la muncă și da. Politică. Deci, ai navigat așa în ape calde, n-ai avut probleme, adică ai avut o carieră care a crescut tot timpul. Da, mă rog, am mai fost și schimbat politic. Păi am plecat și pe demisie. Da. Uneori. Atunci la ANPC când ai făcut povestea cu aurul, mie mi se pare, dacă vrei, cel mai important moment al carierei tale. Momentul în care ai afectat piața de bijuterii din toată țara asta, introducând modificarea aia cu marcarea, dacă nu mă așa, nu? Da, eu am încercat și atunci au vrut să te ardă unii rău de tot. Da, atunci am lovit rău. Te-au și ars până la coadă. Adică da, schimbarea ta... A fost un mix de atacuri. Așa. Care au culminat cu o demitere la 7 dimineața. Okay. Nu știu pe ce broască am călcat. Pe ce ai călcat pe broască? Am călcat pe multe broască. Ideea a fost următoare. Mi-au explicat niște băieți serioși din piață. Unul era neamț. Și a fost printre primii oameni în patronatul bijuterilor care a adus mașini de făcut brățări în România. Și recupera resturi. La brățări rămân resturi. Și din resturile alea făcea alte. Și mi-a explicat cam toată chestia. Nu știam. Wow. Și am înțeles un lucru. Există oameni care primiseră dreptul să marcheze aur. Adică tu, Bogdan Stoica, te-ai școlit ANPC-ul până nu știu ce departament și tu certifici că aurul adus de Hussein sau de Mohamed sau de Lee sau de Kim, ca să nu spune nimeni, e de 14 sau de 18, bine, nu se spune așa, da, se spune 750, 925, și trântești o marcă, tu ai marca ta. Fiecare marcator de aur are marca lui. Teoretic, tu ar trebui să faci niște examinări fizico-chimice
ca să fii sigur, ori ai trasabilitatea aurului, de unde a venit, când s-a topit. Da. Ai numai hârtii și te acoperi cu ele? Ei, și am avut nenumărate cropuri, așa se numesc, niște eșantioane, le tăiam, ai cercelul, 20 de grame, îl tăiai la mijloc sacâz. Greutatea lui e aproape la fel ca aurului. Da, și băgau sacâz. Și tu ți-ai zis, bă, am 20 de grame de aur, la un moment dat vine sărăcia peste tine, bă, vând cerceia de 20 de grame când trebuie bani pentru copil. L-ai topit 5 grame, restul e sacâz. Sau aur care se vindea, verighete, pe care vindea un reputat, s-a dus de acum, pomenesc acum, acum vindea verighete de 925 și erau de 750. Deci aurul avea altă puritate. Deci omul ăla te fura. Asta se face NPC-ul. Să uită la comerciant, nu te fură și arde. Eu am oprit apă minerală, care e apă de foraj, sute de tone în depozit. Am amendat lanțuri de fast food, am amendat că uleiul ăla prăjea cartofii de 100 de ori în el și tu mâncai nitrozamine pe pâine și urca cancerul pe tine galopant. În fine, tot felul de prostii. Ei, și atunci așa, dumneavoastră, să rămână oamenii ăștia. Îi școlim, vorbisem cu Mugur Isărescu la vremea respectivă și cu Bogdan Olteanu, care era viceguvernator. Hai pe monetărie, care ține de BNR, marcajul să acolo? Evoluăm un pic, nu, să ne sprijine monetăria cu know-how, mai aveam 2-3 marcatori, și să facem un singur departament de marcare a NPC cu filiale la Iași, la Cluj, la Timișoara, să facem niște funcționari care, cum era pe vremuri, sunt țări foarte capitaliste și foarte, care au doar marcă de stat. Noi, România, aveam minerul. Ăla era marca, ăla e românesc. Și era un aur bun. Și am pierdut-o. Nu, n-am pierdut marca. Minerul și acum, pe ce mai certifică. E, comercianții erau două categorii. Aia mici și corecți, care le fabricau în atelierele lor și veneau la ANPC la marcat. Și marca ANPC-ul. Verifica, marca, verifica, marca. Și aia mai mulți și mai incorecți, care își marcau ei. Și trebuie să ai. Deci, nu intru la mână. E, chestia asta lovi rău de tot. Articole în presă. Da, da, da. Rahat în ventilator. A doua chestie. Când dar să știi că, iartă-mă, și noi la Ploiești eram, bă, ce l-a apucat pe Bogdan? Că era clar că e un subiect de se deranj mare. Vreau să spun că vreo 3 oameni din Ploiești, care vând multe bijuterii și care marcau la NPC, că îi vedeam pe acolo, pe la laborator. Mi-au zis, bă, foarte bine, bravo, că noi nu mai vindem în magazine. Pentru că vând ăștia. Pentru că vând ăștia, nu, vând în instituții. Nu știi că sunt ăștia itineranți în toate instituții. Mi se pare, da, un model de business tare bun. Da, da, bă, este, da, dacă ai o certificare. Ei, asta a fost una, a doua a fost când m-am suit un pic pe bănci. Da? Nu pe băncile de împart. Clauzele din contractele abuzive. Nu, aia a fost o discuție pe care am avut-o cu un comisar european. Clauzele abuzive din contract. Ăla mi-a zis așa, că nu vrea să supere România, dumne, totuși voi aveți niște probleme. Omul fusese premierul unei țări europene. Și era comisar european. A fost prim-ministru, adică știa niște secrete de o țară veche, democratică. Și mi-a zis, uite așa, așa, l-a avut niște probleme, că primiți noi informat la comisar. Și m-am dus și ai să râzi. Hotărârea de guvern a trecut când era la comandă Gabi Oprea, care a zis foarte bine, cum era Oprea, știi, foarte bine, l-am luat gâtul. Bă, nu l-am luat gâtul. BNR-ul lângă mine, stai. Asociația Română a Băncilor, lângă mine. Asociația altor bănci din alte țări, mai puțin lângă mine. Nu știu dacă sucursalele au tras cu mitraliera sau niște băieți care sunt pe lângă bănci, care le convenea, au furat acest serviciu. Ei, care era problema? Și o explic extrem de scurt. Vine doamna Mărioara sau doamna face Tănțică, un credit, da, care are și ea nevoie de niște bani să-și repare acoperișul la casa ei din Bereasca, da? Și face un credit de 30.000 de lei, să spunem, să-și repare, care nu are bani, are 2.000 pensii. Face pe 5 ani. Frate, dar în contractul erau niște lei cu litere mici, aia săracă nu vede. Da? Nu mă uitam eu. Și se trezește că la un moment dat nu pensia mea s-a mărit, dar au crescut tot. Întârzie niște rate. Păi, numai că îi lua casa pe legea veche. Dar și pe lângă casă mai plătea niște ani. O scota la plată. Bun, a fost și circul cu Francel Vețien, de eu am pus o talpă. Și aici recunosc. Toată lumea ce vede BNR-ul i-a ținut în brațe. Nu i-a ținut BNR-ul în brațe. Atenție. Lumea vede BNR-ul ca un fel de șef al băncilor. Nu. BNR-ul e o instituție de reglementare, iar BNR-ul nu are interes să existe golan pe piață. Că după aia, dar nici nu are interes să deranjeze. BNR-ul împrumutându-se la băncile astea tot timpul. Ține un echilibru. Dar BNR-ul, pentru hotărârea de guvern, am avut avizul vicepreședintelui, viceguvernatorului BNR. Apreciez că nu vrei să-i vorbești de rău, dar nu am de ce. Cu tine. BNR-ul a acționat și în interesul băncilor mari, sunt momente, care erau străine. Adică, m-am împrietenit cu vreo 2-3 vicepreședinți la niște bănci care l-am și amendat. Dar oamenii mi-au explicat, trebuie să strângi șurub într-un fel. Eu poate eram la început. Poate nu eram nici foarte bine sfătuit
Și am fost un pic de croitor și un pic de piedor. Da, deci cu tot dragul să-i fut în gură pe ăștia. Iartă-mă că am zis-o, da, dar nu mai suport. Deci, știi că eu, bancherul ăla care spune ție că el era la început, bă, nu, când vine baba aia care n-a citit în viață în contract de... Ia-o, da, și pe aia că e la început. Adică, da, nu mă la ei să se aplice, nu mai pot. Cu rămiți ăștia, cu sensibil ăștia din mediul bancar. Băi, eu sunt omul care dacă acum te-ți arăt, pot să-ți demonstrez. Am încercat să-mi iau și eu. Am plecat din țară, într-o vacanță, prima după 3 ani de zile, 2 săptămâni. Și zic, băi, să-mi iau un card de credit, nu de debit, că am de debit, ăla de salariu. Da. Că nu pot să închiriez și eu o mașină. Așa e. Vor să ai mai mult decât ai. Da. Și am vrut să-mi fac unul la o bancă unde. De 3 ani de zile am avut un credit, l-am terminat, l-am plătit. Am întârziat vreo 2 ore, de că am uitat, că-s bătrân. Da. Sau mă rog, nu știu, n-aveam bani. Dar le-am întârziat în limita aia de 15 zile până să pună penalități. În fin. M-au luat că persoană expusă public. Băi, sunt o rahat de director de spital, nu sunt președintele camerei. Băi, e o chestie expusă public, risc. Și nu mi-au dat nici 2000 de lei. E al treilea credit refuzat, că mă cheamă Bogdan Nica și am fost președinte NPC. Da, da, foarte tare. Nu, e real, ți-ai dat refuz. Uite, să nu zic că lumea că inventez acum. Deci, eu văd lucrurile așa. În domeniul bancar, și vreau să închid, că tu ai zis-o pe aia românească foarte bine. Da. Am zis-o și eu în gând 100 de ori. Dar există și oameni care muncesc și care au făcut o structură corectă. Sunt și unii care aveau ce căuta niște piețe. Și cauți tu, care te-au adus roșii, galbenii, verzii pe o anumită linie, fii acum și creezi tu o mișcare politică, tu bancă. Asta e, da, păi aici vreau să ajung. Nu se poate fără bani. Nu e regulă președintă de bancă străin să fii lângă o mișcare. N-am nimic cu partidul ăla numitul SRE. N-am nimic cu ei. N-au jucat corect. Eu mă distrez. M-am mut și dai mei din PNL, dar lor îl tardă tot. Adică, dar ce cauți tu acolo lângă ei? Bă, ai distrus. Ce cauți tu în piață? Tu nu ești aici. Du-te mă și manifestă în Austria să le bagi în Schengen dacă ești mecher. Nu le-a folosit la nimic. Dacă îmi permiți o paranteză ca să terminăm cu ei, Raiffeisen anul ăsta a anunțat că are active de 60 de miliarde. 60 de miliarde avea și ce cu anul trecut și are 90 de miliarde. Deci Raiffeisen, eu cred că mai un pic și o cumpără Banca Transilvania ca pe OTP. Atât de bar s-a ajuns. Sănătate. Iar cu băncile, știu că nu se poate fără bănci. Ca să putem tranzacționa de la Ploiești la Giurgiu, ne trebuie o bancă între noi, dar câștigă destul. Eu moară destul cât să eu moară poate... online, că acum se transferă online și merg. Da, pot să-și facă bănci online. Și pot să-și facă. De aia de card virtual, Și observ că câi și când mai intră niște mărunțiși, că am plătit la firmele. Păi e mișto. E mișto, da. Alte bănci mi-a comision ca pentru card. Clar că trebuie să stăm cu ei cu tehnologia, că să-l safe. Este că românul nu înțelege o treabă. Și aici, iartă-mă, dar nu o să-l apăr pe Ciolacu, nici nu o să-l acuz. Okay. Eu nu știu dacă a fost măsura lui. El a anunțat-o și l-au tăvălit. Dom'le, cu 5.000 de lei. N-a înțeles omul. Hai să spun ceva. Deci, ăla care ia s-a coșat de bani într-o șpagă, doar repara la bască că era 10.000. Da, plafonul, da. Că are el băieții, schimbaci, se duce până Ucraina, schimbă bani, stai liniștit. Da. Că nu și ia Ferrari cu sacoșa, nu-și ia. Dar în America te duci sacoșa de dolari și ții mașină. Da. Nu te întreabă. Da. Numai că a trece bani, o parte din bani, a limita niște plăți cu cash, nu reduci corupția, dar îi vezi. Banii ai vezi. Gândește că buticarii, mai mici sau mai mari, au caiet, cont, POS care merge sau nu și au obligația la o perioadă de timp, nu mai știu, să depună bani. N-am nimic cu buticarii, dar sunt oameni care chiar fac asta, că-s cu frica lui Dumnezeu și alții care au 10 magazine, nu 1, ca să fie micro-întreprinderi toate și care toți banii lăsa cu și-n buzunar. Ei, ăla nu mai poate, ăla tot cumpăra, păi cumpără de 5.000. Soluția asta se putea înțelegi, face. Se ducea la metro și cumpăra de 10.000. Păi cumpăra de 10.000 pe 10 firme. Nu-i ajung 5.000 ori 10. Nu-i ajung. Nu. Ei, problema apare Înțeleg și e stupidă. În momentul în care nu cumpăr trei articole, și eu, de exemplu, aveam cash, chiar aveam cash, că eu am ținut și cash. În momentul ce am problemat cu bani, am și un cash. Îl țineam într-un safe de bancă. Da. Acum nu mai am unde să-l țin, că e la București. Safe de bancă în Ploiești, n-are nimeni. Caseria are o singură bancă. O tâmpeni. Da. Restul sunt automate, dar unde îmi dă înapoi aia de 50 de lei, de parcă i-am falsificat eu la Nu spune că e urăsc momentul ăla. Problema e așa. Am de luat niște parchet. Am luat parchet de 5.000 și parchet de 2.000. Eu și nevastă-mea, 7.000. I-am fentat. Bă, frate, dar vreau să iau un televizor de 6.200. Ce fac, da? Mă duc și te pun bani în bancă. Da, comision, căcat, stai puțin. Totuși, eu cred că măsura a fost bună că îi vezi. Ai mai fiscalizat ceva.
Dar eu spun altceva, ce aș face eu? Primul rând, ca să poți să fiscalizezi mai mult, trebuie să ai un cash flow, ți-ai niște bani mai mulți. Românul ține banii sub cur. Lasă altea sau investește... Și e legal. Da, e o prostie. Investește în căcaturi. Da. Își cumpără de la naștere 7.000 de perechi de cercei la copil, chit că la săracul poartă una. Sau ea târnă, îi pică urechile. Da, mă, tezaurizează. Le-ai văzut pe alea cu... Da. N-are o haină pe ea, dar are ghiuluri pe... Păi frate, nu așa. Aurul îți păstrează cât de cât, uneori, valoarea banului. În ultimii 10 ani a păstrat. Da. 7-10% bani. Da, dar nu produce nimic. Nu produce, e greu de vândut. În timp ce, dacă banii, să zic, 10.000 de euro, cât a băgat Maricica în inele, ghiuluri, lanțuri, broșe, îi băga în acțiunea hidroelectrică, avea 30.000 de lei. Da? Da, aici ne despărțim pentru că hidroelectrica merge bine doar accidental. Am dat un exemplu stupid. Am înțeles. Da, puteți să investească în WePath, puteți să investească în Bitcoin. Uite. Femeia aia și-a mai pierdut niște bani la FNI, la jocurile de întrejitorare, la proprietarul de unde a luat garsoniera. Ei, și atunci, numai unde încredere. Trebuie lucrat, Bogdan? La încrederea omului în sistemul de economisi afară. Știi cum lucrezi la încredere? Dacă poți să dau o soluție care să-i placă și lui Ciolacu? Controlul la veritate. Te duci frumos la uite, Florin Salam, ia păcălui pe ea cu 30.000. Ce deține domnul Florin Salam? Păi deține bunuri de 500.000 de euro. Are contract de 500.000 de euro. Raus. Și gata. Stai liniște că și-au făcut donații. Nu, stai liniște, lăutare să descurc. Nu, asta e problema. Am dat un exemplu pentru că nu am nimic cu omul, de fapt. Nu, niciodată. Dar, ca idee, asta ar fi o soluție. Dar eu aș vrea să revin pe niște soluții locale. Ok. Pentru că pe mine mă deranjează mai puțin ce se întâmplă pe la finanțe. Da. Sau ce se întâmplă pe la mediu. Da, pentru că viața unui om foarte rar intră în legătură sau la cu... sănătate, pentru că noi trăim într-un oraș. Ok. Și vorbim despre oraș? Gata, nu asta aș vrea. Okay. Dacă se poate acum nu că putem. Schimb nu? Eu stilul, dar Nu, chiar bine am vorbit de eu am vrut să ajung aici, dar poate... început te-ai descărcat cu problemele poate... de la spital și te-am lăsat. Nu, poate mai avem timp să vorbim încă o dată sau de două ori mai aplicat. Okay. Asta am vrut să fie un teaser. Păi chiar va trebui să mai vorbim o dată pentru că am vorbit 4-6 de minute despre ca să ajungem în punctul ăsta. Da, și mă ierți, dar mă mai uită. Uite-te pentru că știu urgență, tu ești la serviciu. Noi mă felicită unii, mă înjură alții, ca orice om. Suntem în biroul lui Bogdan de la Spitalul Județean și mă aștept să se deschidă ușa, adică nu fac iluzii că scap o oră. Eu sper că acum eu am făcut echipe pe unde am mers. Și aici și în alte părți o să fac echipe. Adică nu-mi place să fiu de la taylorist. Dom'le, numai eu sunt Dumnezeu. Numai eu semnez să știe șeful tot. Frate, da, asumați-vă responsabilități. Eu sunt dirijorul, nu saxofonist. Asumați-vă, dai încredere? Păi, îi testez, care n-ai trimis la plimbare. Păi nu, acum vorbim despre Ploiești, da? Despre ipoteza în care, da? Vorbim despre asta? Da, aș vrea să vorbesc, okay. Pentru că hai dacă vorbim. Nu am deci ești candidatul PNL la primărie Ploiești. De aseară. Nu știam când am vorbit de emisiunea asta. Da, noi așa e. Habar n-aveam. Dar acum dacă tot știe toată țara și județul Hunedoara, ideea e așa. Deci ești candidatul PNL la primăria? Sunt candidatul PNL pe care sper că la ora 3 astăzi să mă valideze și naționalul ca și procedura. Așa. Municipiul și județul le validează. Nu trebuie să vorbim doar 14, nu te vorbim cât vrei. N-am nu, vorbim 14 că te mai chemat. Da, ideea e că vii cu ceva nou, vii cu bunătățiri, vii cu schimbări majore. Am vorbit și cu polițianul, de exemplu, pe subiectul ăsta. Am mai vorbit cu o fată, dar mă rog, ea nu e sigură că se candideze. Chiar sunt curios care e varianta ta. Adică încep cu terapie de forță, întâi ne bași pe perfuzii. Cum o vezi tu? Dacă poți să ne povestești primii tăi pași dacă câștigi. Bun. E mult? Deci, nu, e ok. Punctul 1. Nu vreau să vorbesc astăzi de niciunul din contracandidați cărora... Mi se pare corect. Bine, a făcut Sebi Ignat o glumă, am murit cu unul din candidați care mă ferește pe mine. Așa? Te uiți la ea. Okay, e mișto. Sebi e mișto când face ea cu porcul. Da. Deci nu vreau să discut nici de bine, nici de rău, de niciunul din candidați. Mi se pare pe astăzi. Da. O să avem timp să discutăm aplicat, civilizat sau nu, după caz, fiecare către educație are și câte mintele în cap, pe timpul campaniei. Hai să discutăm de cum văd eu lucrurile astăzi. Da. Și în ipoteza în care cetățenii Ploieștiului mi-ar acorda încrederea, ce aș face eu? De prima zi și până în ultima zi de mandat. Doar o mică virgulă, mai pur, înainte să povestești ce. A fost ideea ta să candidezi? Ai vrut? Ți-ai dorit? Sau a fost ideea, bă, Bogdan are profil ok, s-a măsurat ca la București, dar ne-am trezit cu doctorul ăla? Adică cum a fost? Nu. Confirmarea mea celor în drept să mă propună
Este anterioară soluției Cătălin Cârstoiu la București. Deci niște băieți te-au căutat mai demult. Nu m-am căutat niște băieți. Nu, nu, nu. Hai să spunem. Eu am fost conectat într-o măsură mai mică decât eram înainte la colegii mei în PNL care au făcut el campanii și la primarii din județ, pentru că inevitabil sunt foarte mulți primari care mă sună când dau câte un amărât în comună care e bolnav aici. Nu știi să știe că ne ocupăm cum trebuie. De. În fine. Și știam, mai și citesc. Da. Știi, o să ajungem. Da. Și cum întreba un reporter, bă, cum vorbești atât de mișto? I was to school. Așa zic și eu, mai citesc. Da, ok. Și știam că Ploieștiul se luptă primarul cu Consiliul Local. Da. O luptă pe care eu n-am înțeles-o și care nu a inițiat-o Consiliul Local. Ok. Și care a dus la rezultatele care se văd. Rezultatele sunt așa. Orașul e murdar. Ok. Da, stai, nu-l acuz. Să nu, nu, nu. Eu văd constant. Aprob. Nu vreau să cred că vreau în continuare, să... În continuare nu văd o gândire urbanistică de niciun fel. Nu văd. Nu văd o sistematizare a traficului rutier care este îngrozitor. Băi, vin în București. Da. Băi, București are, nu știu, milioane de mașini. Habar n-am. Frate, dar aia merg, te lasă. Oamenii de aici sunt atât de nervoși, de crizați. Că nu te lasă. Toți vor să ajungă acasă la Ciorbică. Nu se poate. Au fost și niște lucrări în mijlocul sărbătorilor, o tâmpenie, dar trecem peste asta. Străzii naturalnice sunt cataclismice. E Gaza, e ce vrei, Avdivka. Pă bune, e ciudat. Bun, nu-s bani. Dar eu știam că erau 180 de mii de euro. De milioane. Care nu mai sunt. Nu știu motive. Dar eu știu că pornim de la minus. Și atunci, întrebarea a fost așa. Bă, tu ce ai în cap? Okay. Am identificat azi. Dar o să revin pe parcursul campaniei, pentru că eu mă sfătuiesc cu niște oameni care știu. Da, niște oameni care fie consilier local, fie au fost primari interimari, fie au fost directori în primărie, fie foști primari, că am doi prieteni foști primari. Foarte bun. Emil Calotă și Coria Toma. Deci corect. Și din primari interimari, Iulica Teodorescu și Iulian Bădescu. Da, nu, da. Eu nu mă dezic de niște prieteni, indiferent de și nici cu actualul primar n-ai fost în relații toxice. Dar nici nu vreau să fiu în relație toxică cu Andrei, n-am nicio problemă. Numai că relația dintre noi s-a rupt în momentul în care el a intrat în război cu partidul și m-a considerat și pe mine partea războiului, combatant. Chit că nu i-am măcănit toată în presă că mă ținea cu autorizațiile în bazin de apă de 1000 de ani. În fine, și pe aia mi-a dat-o peste ochi așa, zmet este lui și un telefon de-al lui, știi cum e? Da. Și în momentul ăsta, acest moment, this is the end of a beautiful friendship. În fine, neimportant, ne putem apăca mâine, părerea mea rămâne aceeași. Că trebuie făcute niște lucruri. Și lucrurile astea sunt așa, odată, identificate problemele grave imediat. Una din ele e lipsa de buget. Deci cineva trebuie să inventeze o tiparniță, glumesc. Bani trebuie aduși bani, fie prin parteneriat cu Consiliul Județean, fie prin hotărâre de guvern, fie prin mărirea unor taxe. Dacă zici fondurile europene, mă ridic și plec. Nu, nu, nu te ridic, n-am zis doamne, asta. Da, da. N-am zis nu asta. Mai pot cu fondurile europene. Nu, stai niște. Uite, pe fondurile europene s-a schimbat spitalul ăsta. Am tot felul de maimuțe vorbitoare care pleacă așa pe drum. Știu. Eu o să aduc fondurile europene. Stai, nu aduce nimeni fonduri europene dacă... Ok, în fine, nu? Da, poți să discut tehnic. Da. Că am proiecte în derulare, de valoare mare. Așa. Dar nu e cazul azi. Ei, deci, prima chestie. Am ieșit primar în 10 iunie, să spunem. S-a trebuit numărătoarea, bla, bla. Eu până în sfârșitul octombrie, începutul noiembrie, eu mă duc după cașcaval. Okay. Pentru că altfel se închide mustăria. Scurt. Iartă-mi limbajul colocvial. Bănci, fonduri, vindem obligațiuni la primărie. Dom'le, vedem, se mai poate împrumuta. Există, care sunt soluțiile legale? Sunt, mereu găsești vezi finanțare cu refinanțare. Eu le știu soluțiile, dar nu mă apuc acum să-ți fac o teorie de economie aplicată. Da, am înțeles. Că am obținut bani, nu aici, în diverse instituții. Deci am aflat etapa 1, audit probleme grave, etapa 2, plecând după bani. Punctul 2, așa, după aia punctul 2, din iunie până în noiembrie, mă pregătesc, mă asigur că la 1 noiembrie, când îmi dă alocarea, omulețul cheia orașului, am cu ce să dau căldură la oameni. Crezi că o să fie un pericol? Da. Sunt convins la bugetul care nu e. 3. Mă străduiesc să aflu datele nepublice despre situația investițiilor pe care spun de acum. Orice investiție, ok, pe care Andrei a făcut-o pentru Ploiești, o continui, că nu sunt în pizza, o continui. Okay. Anumate că e o aberație dacă se închide o stradă și nu mai oameni pun să iasă. Da, dar nu cred că e cazul. 3. Păi, orașul ăsta are niște băieți foarte mișto.
da? Care sunt în diverse poziții. Okay. Aia vor deveni un fel de consilier onorific. Să zice că unui arhitect, unui doctor, unui inginer, unul poate ești tu. Faci unul trupele poate... speciale ale orașului, am înțeles. Nu, da. Există. Să faci un consiliu de băieți deștepți. Când a ajuns Eugen Niculescu ministru și nu-l aud, când am și certat, asta am luat prieten. Nu la Halid deloc, pe ala deși nu-l auzi degeaba. Nu-l cunoști cum-l cunosc eu, în fine. Foarte bine. Eugen zice așa, băi, eu sunt economist. Tu ești doctor, adunem niște creiere, să-mi spună aia care gândesc. Eu pot să discut cu 10 parlamentari la Comisia de Sănătate și trebuie pus politică. Dar vreau să discut după ce vine proful care e number one pe domeniul ăla. Și a făcut programe bune. Asta vreau și eu. Pă, o gașcă de băieți deștepți, unde să ne vedem la sală de ședință, dau un suc cu apă din partea mea. Hai bă să vedem. Păi, pe parte de comunicare. Zi Bogdan Stoica, să spune că până absolut da, accept. Până absolut nu. Ce părere? Știu că nu. Sau, nu știu, da. Cine vrei tu? Cineva. Stav, da. Visarion, orice. Fuego, desigur. Fuego, da. Cine vrei tu? A, bă, păi, ai 20 de ani de când faci emisiuni sau ce faci tu, da, articole. Bă, cum să comunicăm ca să înțeleagă lumea unde suntem? E foarte important să comunici de prima zi. Nu să taci o lună și după aceea zici, eu am o moștenire, un căcaș și un pește. Nu merge. Hey, deci o să intri cu terapie care... UPU, da? Bagi bolnavul la... Aia e, întâi rezolvi urgența. Întâi vezi dacă are infecții, nosocomiale. Deci ce se întâmplă la iarnă, pentru că vine iarna. Și pot să încep eu cu programe urbanistice, că dărâm 7 etaje, că fac tâmpenii. Bă, dacă vrei să dărâmi un bloc, întâi discuți cu niște specialiști cât te costă, cât durează, ce soluție ai, le faci la oamenii aia locuință, dar înainte să le-o faci, îi întreb dacă vor să se mute, că proprietatea e sfântă. Da, nu, da. Hai să dărâmă 7 etaje de catedrala, voilà. Și cu oamenii aia ce faci, frate? Da. Te-ai întrebat? Nu am mai auzit nimic de proiectul ăla, cred că, nu cred că mai e. Da, mă rog, nu contează. Deci stai puțin, stai că te organizezi eu, că vrei să răspui pe toate. Nu pot să răspund pe toate acum, am înțeles intervenția. Deci am găsit bolnavul la fața locului, îl luăm, îl stabilizăm, da? Îl ducem la spital și în momentul ăla vorbim cu el. Hai să nu fie copycat după Cristoiu, că da, și l-a început cu o urgență. Nu, nu, nu. Lasă-mă. Nu, atunci e prietenul meu, da? E problema lui. București într-o fel pe ăștia. Deci, când o să simtă ploieșteanu o schimbare în bine? După tine așa. Deci dacă începi în noiembrie. Pot să fiu rău? Da, mă. Te rog, să fii cât de... Deci eu cred că orice lucru se face, cred că nu se face nimic. Orice lucru fac va fi o schimbare în bine. Măcar așteptările sunt uriașe. Aici vreau să aici, da, asta spun. Bă, comunicare nu înseamnă spălatul creier. Comunicare înseamnă sinceritate. Ceea ce e foarte greu de obținut la un om politic. Și eu le spun, frățică, eu nu sunt politic, eu sunt doctor Unica. Mai pun o întrebare. Cum v-am spus de boală, tati, nu te mai agita, îi dai lua la bandă geaba, nu te vindeci, dar nici nu mori. Okay. Eu le spun adevărul. Le spun adevărul. Noi suntem în perioada asta. Există posibilitatea într-un oraș să faci un referendum. Bă, băieți, ia ziceți, mă, facem sensul din bulevard, o tâmpenie, normal. Băi, vreți polivalentă la Parcul Vest sau vreți să pună polițianul 3 pomi? Poate este consilier, nu știu. Vreți să mai investim, să găsim investitori, să facem în petrolul Manchester United sau o vindem la arabi? Întrebări, da? Am și eu două întrebări. Da, te rog. I le-am adresat și lui polițian. Eu am un proiect personal la care țin foarte mult și Simone Idolnicea mi-a pus problema. Nu spun ce a răspuns ei până au răspuns tu. Eu aș vrea să tăiem toți ca... Iar să mă înjure youtuberii. Vreau să tăiem toți castanii din jurul Palatului de Cultură, Palatului Culturii, și să-l iluminăm noaptea. Pentru că Ploieștiul nu are nicio clădire landmark pe noapte. Sunt 20 de castani, sunt protejați. Dar eu aș face acest abuz. Tu m-ai întrebat și îți dau un răspuns pe care nu știu dacă știa nici Mihai Polițeanu și nici Simone Idolnicea. Acea clădire. Și asta tot spun cu ce tână. În proiectul meu de dezvoltare a învățământului medical în Prahova devine secția proiectului Universității de Medicină Carol Davila din București. Ok. În acest scop, să nu zici că îți dau răspuns rabinic, dar nu poți să-ți dau răspuns nu, așa. Că ți-l zic și pe al doilea. În acest scop există un proiect aprobat, există linia de finanțare, să lucreze la proiectare, recompartimentare interioară, regândirea întregului exterior și ansamblu. Păi da, trebuie să faci niște circuite pe acolo. Nu, nu, stai, circuit că fac facultate. Da. Deci regândire înseamnă că repari și structura externă, să arate frumos, culoarea, da, da, a fost tribunal. Da. Dar nu contează, zici că e clădirea filmul ăla, afacerea Pigo, când nu puși capul ăla. Arată e foarte da. Aia e, dar aia o faci să aducă cumva Universitatea Carol Davila din Eroilor. Ah, okay. În acest scop vor fi contractați arhitecți, peisagiști, arhitecți de interioare, bla. Ei, oamenii ăștia o să vină cu un concept unde eu îți promit că dacă ești plăcut, te invit și dacă soluția cea mai bună e să-i duci amărâția de castan de acolo să vadă și eu vreau chestia asta.
Am văzut în Viena, am văzut în Paris. Toate capitalele, toate orașele mari au clădire luminată. Singura chestie luminată este spanacul de clădirea primăriei, care nu-mi place de fel, nu știu de ce dracu. Dar e o clădire de sticlă, nu contează dacă o lumină sau nu. Asta e frumoasă. Dacă lângă statuia Lucandiano, Libertatea Lucandiano Popescu, catedrala lui Thomas Suculescu, pui sticla aia, nu știu cine a mintea asta, în fine, Petru Omul sau cine a fost. Neimportant. Dar nu vreau să fie primăria acolo. Tu ai văzut poze cu primăria, adică sigur ai văzut că tu le pui da, pe timp. Da, da. Și eu am o colecție întreagă de tabloașe pe la grătar, pe la mine și pe în casă, cu clădiri vechi din Ploiești. Hora Țărănească, toate chestia, sunt fascinat. Da, dar nu o să poți să te duci în direcția aia cu o nouă primărie, că lumea te înjură, trebuie bani pentru... Da. Dom'le, întâi să aibă omul căldurică, să aibă omul asfalt, să aibă omul infrastructură, să aibă unde să se își petreacă timpul liber, că n-ai unde. Pune n-ai și safety pietonă. Ca să... Păi, te-am zis o chestie. Da. Și acum să nu zic că sunt bețiv, eu nu mai beau de secole, că am avut niște probleme, nu le mai am, apropo. Okay. Unii din partidele adversare m-au sunat, amici, asta e mișto de tot. Am auzit că te-au pus ăștia în sondaj. Te-ai gândit că... Dar tu cu problemele tale de sănătate, nu mâncau așa. Ce frumos. Da. Păi. Da. Talent. Da. Talent. Deci, bine. N-am nicio problemă. Deci am înțeles. Te mă duc la sală, sunt bine, mai am de slăbit vreo 15 kg și să fiu perfect. Dar nu asta e ideea. Bine, hai să avem ce face în orașul ăsta. Nu se întâmplă nimic. Nu se întâmplă nimic. Te-ai observat o chestie. În toate orașele din lume, vine vara sau primăvara. Terase, o berică, un suc. Nu e nimic, maci. Nu e nimic pentru că voi, politicienii, ați învățat prost pe oameni concerte gratuite. Și românul nu mai simte bani să dea 30 de lei pe un spectacol, pe un film bun, pe un artist, pe o piesă de teatru. Cine mai face bine și când, și când concertele gratuite sunt, ăștia vin cu semințe și vin cu se pișe pe peste dacă tot. Dacă tu ai fi, întoarce-te în timp cu 30 de ani. Da. Și gândește-te că în loc de 3 pomi și 2 care fac liniuțe cu BMW-urile la Parcul Vest și care trec printre niște șine, faci un acces mișto de oraș acolo. Și acolo e un fel de Tivoli sau un fel de prată. Da? Da? Unde când și când ai și scena și îți mai vine Dickinson. Pentru că nu tot timpul e loc în București, bă, îți vine și București. Faci o chestie frumos, o împrejmuire. Da. Te-ai duce? Da. Cum să nu? Da. Doi. Știi că veneau din București la Sky când era club? Că nu era așa, cum așa, da. Bă, nu mai nimic. După ora 9:30, zici că e Caracal. Poate asta își dorește orașul. Nu și cred că își dorește. Poate că stau în casă pentru că nu-i safe afară, nu pentru că nu o să se ducă. Te-ai plimbat în mod cert sâmbătă de la Ploiești la București și ai văzut câți ploieșteni se duc la Berăria H, la Draci, la Laci. Pentru că nu ținem pasul cu nivelul ăla de șmecheră. Și de ce nu poți fi în sectorul 7 Ploiești? De ce? Bravo, și eu folosesc expresia. Pentru că sunt sătul de câți ploieșteni sunt în București pe funcții să grefea naveta. Da, okay. Și care s-au săturat de aglomerație. Toți s-au mutat de la Bărcănești până la Pulești. Toți. Nu mai stă nimeni în Pulești. De ce? Toți care au un ban cât de cât. Aia sunt oameni care produc, sunt oameni care cheltuie, sunt oameni care ridică bugetul orașului. Și mai e o problemă și cu asta termin. Te rog. O gândire, trebuie să existe, să aducă banii în Ploiești. Deocamdată banii care de la retail se duc la Blejoi, banii de la petroliști se duc la Blaj, foarte bine, se dezvoltă comunele. Dar la Ploiești nu vine nimic. Frate, hai să găsim o soluție. Consiliarea locală, toate culorile, să ridice mânuța, că mă pricep să fac majorități, și să găsim niște facilități pentru oamenii care vor să deschidă un business aici și care au ceva în spate. Nu start-up-uri, facem bani în 2050. Frate, BMW-ul face soft, roboței, ce fac ei? La Cluj. Câți ani au luat lui Box să ajungă Clujul unde e azi? Pe vreo 10. Câți ani au luat Box să ajungă la raftul de sus, dacă poți. Da, să nu pace. Dar vreți să-mi zicea Box, care nu l-am putut suporta ca prim-ministru. Nici eu, deci nu păi pot sunt fanul numărul 1, am fost în Cluj. De ce ești, mă, fan? Că are du-te în Cluj. Du-te în Cluj. Păi, dar are atâția bani Clujul și fiii mea poate să fie primar la Cluj. Nu trebuie să fie. Când a preluat Box Clujul, nu avea atâția bani. Dar nu el a făcut banii, IT-ul a făcut banii. Nu, n-a luat un oraș de IT, iartă-mă. Păi da, nu, dar nici nu l-a creat el. Tu știi cum era Oradea? A avut noroc, mă, Piticu Atomic a avut noroc. Și Bolojan a avut noroc, și Hava a avut noroc. Bolojan e mișto. Da, ok, mai discutăm. Da, ok. Înțeleg, apreciez. În toți primarii București, ești de acord cu mine că singurul care a avut proiecte în cap a fost Vidan? De care au beneficiat 3 primari după el? Da, mă, dar ce proiecte a făcut Vidan? Păi era el, știa, era om de face. Da, asta spun, da. Dar a știut și pentru el, bine de tot. Aia e treaba lui, e liber să bucură de... Fii atent, ne oprim acum, ne mai vedem când vrei să povestim așa schematizat, punctual. Zici ceva drăguț de mindfulness, de ceva de pozitiv, de ceva final așa. Faci mișto de mine. Nu, fă o încheiere cum vrea mușchiul tău, asta am vrut să spun. Un cerc, așa? Da, da, da.
La ce se așteptă oamenii? Deci, dacă ai ceva de anunțat pe județean, dacă ai ceva de anunțat pentru Ploiești, ceva. Nu știu, zi, gândește-te la... Eu am de... Unule, Stoica, dacă îmi permite... Așa, vă rog, sigur. Nu, întrebarea este directă. Așa. Și răspunsul la fel direct. Nu, eu nu pot să ofer decât puterea mea de muncă, ca alta n-am. Așa. Mintea care o am, unii spun că-s deștept, alții spun că puteam fi mai bine, în fine. Dar le ofer altceva ce poate alții nu. Nu, am, nu mă trăinuiesc ca bou. Să le spun, domne, spune omului ce vrea să audă. Vinde-le emoții. Mănâncă un rahat. Nu spune chestia asta. Spunea, nimeni nu o să îndrăznească mie să spună, n-ai făcut bine chestia asta. A plecat în campania de azi. Vreau să le spun oamenilor adevărul. Okay. Că nu o să fac minuni. Că nu se poate. Dar că dacă eu pun niște cărămiduțe acolo, după mandatul meu de 4 ani, că nu știu dacă îl prind al doilea, se poate construi. La momentul ăsta se poate dărâma sau s-a dărâmat jumate. Mai stă o coloană în picioare și un WC-ul. Deci nu, nu se mai poate. Okay. Nu contest calitățile umane, dar clar, administrația Voluțe vece un rateu. Ia, okay. Cum a fost în Zețea Dobră, spui și asta. Rateu. O întrebare pentru oameni. Oamenii mai lasă întrebări la clipurile, da? Pe YouTube. Ce să te întrebe oamenii? Ce vor ei? Ce vor ei? Absolut orice. Am răspunsuri la aproape toate întrebările. La unele s-a întâmplat. Să ne vedem cu bine. Îi dau un stop, să știi. Da, te rog. Putem să ne niște. Era și cazul. Pa, pa.